și astăzi suntem la muncă! Doamnelor și domnilor, Sherish cu Inisebi vă așteaptă la magazinul CCC. Aici avem toate sutienele pe care fanele îi aruncă Eusebi pe scenă. Cum să nu spacă ăia? Eu dacă aș vedea la o fată aș nebunie. Eu golam voi fete bune. Te prind și tu prin mor și dai de gurani ăștia doi angajați. Cu marfă la ei. Cu marfă pe ei. Ce faci? Hai veniți la CCC, că aveți reducere. Ia puneți-o așa pe umăr să vă fac o poză. Să stau așa? Da, 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 și acum ia să vă fac și cu asta. Vedem cum vă prinde mai bine. Eu golan, tu fată bună, știi și tu ne-am potrivit. Eu frumos și tu frumoasă, îți dai seama și... Știi, și ce copii. Dacă de mâine am rămâne fără subscriber, fără follower și fără cameră de filmat, fără un loc unde să ne postăm videoclipurile, dacă YouTube ar dispărea, Instagram s-ar închide, TikTok-ul ar da fariment, am fi în stare să facem mai ceva, sau așa cum spun haterii, am muri efectiv de foame. Aici avem raionul pentru femei, cred, unde o să mă ocup cel mai mult eu de vânzarea perechilor. Aici avem niște perechi pentru niște fete mai sofisticate, pot să zic mai, nu mai în vârstă, mai experimentate. Bună dimineața, sunt Inisebi, sunt un artist român, pot spune mult artist, trapper. Mai mult român. Da, și astăzi papuci de casă, de grădină, niște adidași de la Reebok de alergare. Fetelor, să știți că mie îmi plac fetele care fac sport foarte mult. Cred că deja v-am îmbrâligat să vă cumpărați perechea asta. Iepurașul, flamingo, de astea de golf. Se rupe asta? Și dacă se rupe, a ieșit vlogul. Bun. Îl avem și pe prietenul nostru, Celaru. Și astăzi filmez cu Shelly. La muncă. Ce s-a întâmplat cu Shelly? Shelly întârzie. Și în general eu sunt ăla de întârzie foarte mult, dar... Merită o scădere de salariu pentru faza asta. Hei, salut, eu sunt Sebi și astăzi vă invit la seria mea La Muncă. Presupun că știți deja, am mai făcut cu atâția invitați. Și de data asta o să vindem perechi de Adidas și accesorii în magazinul CCC din Afi Cotroceni. Și l-am invitat pe Shelly. Nu mi-a sunat alarma de la telefon, nebunesc, am întârziat 2 ore la filmarea asta. E pentru prima dată când întârzi la o filmare atât de rău. Salut, Sebi. Dacă aveți mesaje pentru invitatul meu, chiar vă rog să scrieți în comentarii. €1, scuze. Să nu vă luați de el pentru că a întârziat, pentru că deja am vorbit, o să te ocup mai mult de vânzarea la bărbați. Da? Da. Așa te-ai gândit tu că da. Ai rămas singur? Da. Nu mai am ce să comentez. Când întârzi 2 ore, nu mai ai niciun drept la replică. Sebi, îți mulțumesc că ai venit înaintea mea. Hai să mergem. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața, salut. Dimineața. Ne-am prezentat și noi la muncă. Salut, cere Vali. Scuze că am întârziat. Te pup, Sebi. Salut, sunt Vali, sunt asistent manager aici. Lucrez de 1 an și jumătate. Uniforma e în regulă, dar încălțămintea va trebui să o schimbăm. Trebuie să luăm încălțăminte de la ce și ce? Da, haideți deci să o fac. Deci toți angajații se îmbracă efectiv de la... Exact. De la ce? Hai Sherry, așa să fii fresh. Primul rând să vă zic departamentele. Pe partea din spate da? Avem copii. Așa? Unde sunt copii? Zona de copii. Copii, de încălțăminte copii. De copii. Sherry, Sherry, îți face poză. De aici avem încălțămintea de damă, partea sintetică. Pe mijloc avem doar mese de branduri originale sport bărbați. De unde puteți și voi să vă alegeți. Păi, uite, eu o să mi-arec pe ăștia. Și cum găsesc un 43 aici? O să mă întrebe clienții. 43, da? Sau? Eu vreau pe ăștia 45. 43 aici. Perfect. Cum e mă asta? Că am întârziat la propria mea filmare. Cât de aiurea e asta? Să vină invitatul înaintea mea, a? Nu mă așteptam niciodată. Oricum am zis deja că acum am un avantaj de a fi colegul anului. Da? Da, angajatul anului. Angajatul anului. Da, colegul anului. Dar și colegul anului o să fiu declarat, nu? Colegul anului, Sebi, da, am verificat, îmi pare rău, dar nu am 45. Deci nici colegul anului, nici 45. Mamă, dar tu poți 45, mă, stai un pic, eu acum da. Am dat seama, ești Bigfoot, ești nebun. Da. Am așa 45 pentru că tu te-ai uitat pe masa de copii, de champion și nu. Ah, de asta. Păi are încă 17 ani, ăștia-ți. Da. Tari. Ia zi-mă, tu ai luat ăla de fete, raionul de fete? Așa am zis. Deci tu ai venit agățat astăzi aici? Da. Da, n-aș vrea să stric conversația asta dintre noi, dar o mărime mai mare există, vă rog. Mai mare? Băieți, v-am pregătit și niște targete astăzi. Vreau ca amândoi să vindeți cel puțin câte 15 perechi de încălțăminte. Amândoi împreună? Nu, separat. Amândoi separat. V-am pregătit targetul. Deci 15 cu 15, 20 de perechi astăzi trebuie să revin. 30. Nu, e regulă.
În primul rând să spunem că cineva își dorește încălțămintea asta mărimea, da, 38. Da. Venim la chioșc, da, apăsăm oriunde, selectăm disponibil în magazin, mm-hmm, dăm pe bara de search și pur și simplu scanăm seria, codul de bare. Poți să scanezi la... direct? Exact. A, ne dă frumos încălțămintea și noi dăm pe alege. Și aici ne apar toate mărimele pe care le avem disponibile în magazin. Perfect. Uitați vreun model anume, pot să vă ajut în caz de... Mulțumesc, mă uit, dar... Ok. Mă întreb. Îmi spuneți în caz de... Vedeți ceva ce vă place? Plăcere. Salut, cauți ceva anume? Nu? Shelly, engleză, nu română. Nu cauți nimic? Fug de mine. Fug de mine, clienții. Cred că din cauza voastră că sunteți cu camerele astea, fug de mine. Bună ziua! Pot să vă ajut cu model anume? Nu! Ok. Îmi spuneți, în caz de este, da, sunt aici pentru dumneavoastră. Bună ziua! Vreți ceva de la CCC? Avem produse noi pe stoc, toate mărimile și pentru toate buzunarele, așa că puteți să veniți, e o colecție nouă. Aceasta este colecția mea, articole sport, însă avem și pe partea elegantă, pentru că vă văd că sunteți un domn foarte elegant. Nu suntem de genul ăsta de tenis. Ceva, da, mai elegant, nu? Salut! Sorry. Can I help you? No, I'm just trying to find this. This one? 43. 43? Yeah, yeah, yeah. Let's see how it fits. Uitați, pe toată partea aceasta din spate avem astfel de încărțări super elegante. Nu mi se par prețurile mari. Nu, sunt prețuri bune. Mai aveți și pe acolo, pe partea aceea, tot așa mai eleganți. Sandăruțe, dacă căutați pentru afară niște sandare, dacă nu... Îți dau cuvântul meu de om. Da? Trei soții aici. Nu mai știm pe unde să le punem. Jur pe viața mea, dacă te mint. Atâția perechi de încărțări v-ați luat? Se adună. Suntem pe altă planetă. Am înțeles. Sunteți un iubitor de încărțări. Vânzare bună. Mulțumesc mult. Vă salut. Wow, ce client tare. De obicei, clienții sunt foarte timorați. Domnul era cel mai fresh client posibil. Do you need a bigger size? No, smaller. Smaller? 42, you think it's too small? Yeah, I tried them. I will check now if we have 42 and a half. N-avem mănin și cu jumătăți la asta? Imediat vedem. Mamă, deci te rog eu din tot sufletul că nu mai pot. Deci dacă fac vânzarea asta, închid gura lui Shelly până la pișpriz. Avem 42 jumătate. Ok. Hai să vedem, hai să vedem. It's ok? Yep, I'm taking them. Ok. Bă, ce pot să zic? E prima mea vânzare. Sunt bun rău de tot. Thank you very much. Thank you so much for help. Have a nice day. Putem spune acum ce pantofi are Bursuc? Salut, te ajut cu ceva? Da, vreau și o pereche de șireturi. O pereche de șireturi? Wow, nici nu știam că vindem așa ceva. Cum ai ajuns să ai nevoie de o pereche de șireturi? Nu mi-am cumpărat niciodată în mod separat o pereche de șireturi. Bună, vă pot ajuta cu ceva? Ne uităm. Dar... Și la ce model te gândești? Că 100% te gândești tu la un model. Cardul Club Inclus. Bun, ai reducere. Poftim, poți apropi. Cum ai ajuns tu în situația de a avea nevoie de niște... Wait. Ăștia? Spune-mi ce mărime. Eu nu pot să tot cum. Cum să nu-ți placă aia? Eu dacă aș vedea la o fată aș fi nebunie. Eu golam voi fete bune. N-aveți cum să mă lăsați așa. Dacă am venit până la voi două, din tot magazinul, din toți clienții fix la voi două am venit. Dacă mă lăsați așa, ia iură. Și n-aveți ce zice că ar fi foarte iură. Vă mai uitați? Și 100% dacă găsiți ceva, vii la mine? Da. 100%? Da. Și dacă nu găsesc? Tot vii la mine, tot trebuie să găsesc o soluție. Care e tactica ta? Cum, imaginează-ți că eu sunt o clientă. O clientă? Da. 100% mai știi și ți-ai zice că dacă cumperi perechea asta de Adidas, ai șanse să am atracție mai mare față de tine, din partea mea. Și cred că ar fi... O femeie de 55 de ani cu doi nepoți la mine. Care e problema? Avem această mașinuță de golf în care ne aflăm. Uitați-vă cât de superbă este. Și acum trebuie să aflăm cum se pornește și să mergem prin mori. N-am mers niciodată prin mori cu vreo mașinuță de golf și este senzațional. De asemenea, avem această portavoce cu care vom chema oamenii să vină la CCC. Dar întâi de toate, Sebi, tu ai vrut să fii la volan, așa că trebuie să-ți dai seama cum o pornim. Salut, te ajut cu ceva? Cauți ceva anume? Ceva cu piele. De piele? Ceva, hai să aibă măcar un pic de piele. Și să fie așa mai pe elegant sau mai pe sport, cum sunt ăștia? Mai pe sport, așa. Mai pe sport, cu un pic de piele. Vanși? Hai că știu eu unde sunt, hai. A, ăștia cu asta așa? Da. Mamă, deci aveam și eu că mă dădeam cu skate-ul. Și ce mărime cauți? Băi, 48.5. 48.5? Mamă, credeam că purți cât mine, eu păr 45. Văd că purtați de la Sprandi. Poate o să vă placă ăștia de la Champion, mie îmi place mult brandul, adică sunt super eleganți. Poate vă placă ăștia sau uite, ăștia aripi simpli. Și ăștia cu, vedeți că i-am și în picioare și uitați ce bine vin. Și sunt și foarte confortabili, pot să vă spun. La ăștia e mărimea 46 maxim. Și la ce avem așa?
așa mai sport 48 exact. Ăștia nu mai prea sport. Avem 48. Nu prea. Și pentru un prieten, pentru o fată. Pentru o fată, că la câte perechi de Adidas am cumpărat eu la fete la viața mea, trebuie. Momentan nu. Mergi la sigur momentan, nu? Momentan nu. Ce faci, tata? Cum merge cu clientela? Mă ocup. Am venit un băiat și am venit cu mărimea 48. Așa? Și de unde 48? Mamă, deci ai găsit pe unul cu picioare mai mare decât tine, a? Da. Fii atent, am o provocare pentru tine, Sebi. La următorii crezi la care merge, să vorbim cu versuri în piesele noastre. Gata. Gen, efectiv, te duci, hai și spui. Ce vers ai de altă primul cap? Eu să zic, o să zic aia cu... Tank sunt ca un tank? Stați un pic, mă sună femeia, pe modul silențios. Postează pe Insta, vrea să mă facă geros, nu știu ce se întâmplă. Eu sper să-i cumpărați. Dacă nu-i cumpărați dumneavoastră, îi cumpăr eu, oricum. Că arată foarte tare și... A, tare, îmi place asta că vă gați și rături așa în spate. Îmi place, sunteți cu fashion-ul. Și la 166 de lei, chiar e un preț corect. Pentru calitatea Adidas-urilor sunt prețuri foarte mici. Eu când am văzut prețurile am spus, ce? Atât de mici? Păi Insta era Spar 2, nu uita. Ce faci? Bine, tu? Bine, salut. Ai venit să te uiți de ceva? Nu, am venit că știu că zici voi aici. Ah, și mă gândeam dacă veniți după să fac o înghețată din partea mea. O înghețată? Ah, crezi la ice cream? Păi uite, da. uite cum facem. Tu ne faci o înghețată, noi îți vindem o pereche de Adidas. Hai facem poze și după vreau să vorbesc ceva cu tine. Da, da, da. Bună ziua, vă pot ajuta cu un model anume? Vreau și stângul. Stângul la care model? La acesta? Da. Poftiți. Păi și mama mea are stilul tot în așa ceva tot. Ce sport practici? Basket. Am practicat 9 ani, așa începem. Dacă nu o să mai fim faimoși, mâine, poi mâine, nu o să mai fim invitați să cântăm. Trebuie să fim siguri de toate variantele. Fii atent. Promit eu din tot sufletul, ești fratele meu. Mergem la înghețată, da. Dar trebuie să-l bapă șirii azi la vânzări. Te rog eu din tot sufletul, măcar o pereche de șireturi sau cea mai ieftină chestie de vest. O pereche de șosete, o pereche de șireturi. Fă-mi și mie plăcerea asta și toate gagicile mele, dă-mi Insta-ul tău să ți le duc la mine. Uite, sunt 9 lei. Ce șireturi îți plac ție? Orice, trebuie să-l bat pe mărlanul ăsta de șelii. Mă duc să-mi iau banii și vin să... Imediat. Dar te rog să nu-mi tragi seapă, te rog. Nu stragi, nu acum vine. Mi-au tras prea mulți oameni țeapă. Deci aici, da? Deci, rămân, vă mai uitați un pic? Perfect, atunci am mers cu șosetele acasă. Haideți să vă ajut eu aici. 34,99 de lei pentru aceste șosete de la Sprandi, care aș putea să adaug, sunt și de foarte mare calitate. Și acum pleacă și chitanța și imediat a plecat și bonurețul spre dumneavoastră. A doua oară când mi se întâmplă, dar nu e nicio problemă, prima zi, poftiți chitanța. Doamnelor și domnilor, Sherish cu Ini Sebi vă așteaptă la magazinul CCC, începând cu ora 5, pentru un meet and greet, poze, autografe și tot ce vreți. Bună, bună, la CCC vă așteptăm, cel mai fresh magazin. Hai veniți la CCC, că aveți reducere. La o parte, la o parte, la o parte! Mai ușor, mai ușor, mai ușor, că luăm amendă de la domnul. Deci tu. Poftiți, fetelor, două priante, nu vă speriați, că nu vă facem nimica. Poftiți, nu vă speriați. Bă, deci dacă dau lovitura cu un diamantan de ăsta, l-am rupt pe Shelly. Vrei șosete? Bă, ești viața mea, păi stai așa, zici ce model vrei. Albe, negre, scurte, lungi. Și șireturi nu vrei de astea, că sunt 9 lei. Ce cum e vorba aia? Într-un club, combin tipe cu gagic. Așa, da. Ia spuneți-mi, vă place de la Champion, vă place de la Adidas? Uite, mai avem și niște gentuțe superbe pentru femei. O geantă, să știi că trebuie. O geantă vă trebuie, doamnă? Geantă. Uitați-vă de la Badura. Mai mare așa, știi de ce? Mai încăpătoare. Ceva timpul... încăpător, nu? Asta de la Gino Rossi vi se pare suficient de încăpătoare sau mai încăpătoare de atât? Cât e, mami, prețul? Prețul la Gino Rossi este 600. 600 costă. E peste buget? E peste, ia închid-o și pun-o la loc. Bună! Am și nevoie de geantă, dar foarte repede, te rog. Mai micuță. Explicații, te rog. Mai micuță. Mai sport. Mai sport, micuță. Ok, asta. Vrei deschise sau închise? Aș vrea pe roz. Pe roz? Da. Eu n-am avut momente de astea cu iubita mea, în general, toată viața mea, dar trebuie să fiu. Ai zis că ești grăbită, nu? Da. Și eu nu par grăbit? Nu prea. Nu prea e compartimentată, să știi. Dacă poți să-mi găsești ceva cu mai multe compartimente, că n-a să roz. Știi... Roz. Iau pasul. Nu e roz, te rog. Ah, bă, uite! Vezi cum dintr-o dată pentru tine fac posibile anumite lucruri? Da, îți mulțumesc foarte mult, ești un drăguț. La muncă, băi, nu am întins mâna. Hai să mi bagă. La muncă, băi, nebunilor. Aici avem toate sutienele pe care fanele îi aruncă cu Sebi pe scenă. Ne deschide magazin de sutiene. A venit marfă. N-au servo astea. N-au. Dacă aveți 10% reducere, dacă ne ajutați să dăm cutiile astea jos. Unde s-a mai povenit să pui clienții la muncă? Hai să descărcăm că mai avem. Sebi, lasă fetele, uite, pune-te aici. Ce zici, mă? Hai că e mijel la CCC aici. Mă rup pe picior. Uitați, bă, ce facem noi. Voi credeți că
viața noastră se rezumă la, nu știu, numai lux. Viața de lux nu e așa cum pare pe internet, băi. Livrare specială pentru CCC, avem marfă nouă. Băi! Băi! Ușor! Tu fii nebun. Bă, dăm cu ele de pământ, bă, Stin, ceva rău de tot. E jale, mă, bună. Bună! Facem, stai așa că descar marfă. E, să vin aici, voi vreți altele. Te prinzi tu primor și dai de gurani ăștia doi angajați. Cu marfă la ei. Cu marfă pe ei. Ce faci? Ultima găsi pentru tine din partea mea. Și știi ce aș mai vrea dacă găsești un clutch ceva așa cu sclipici? Un ce? O gentuță din aia mai sclipicioasă, așa, de party. De party? Da. Deci la fete gențile sunt și de party. Da, sunt și de party și sport și de toate tipurile. Deci mică, cu sclipici mai da, de party. De-aia fug de relații. Păi nu, unde găsesc cu sclipici? Vă place asta? Da! Vă place mult? Uitați, este... Asta de geantă îmi place. Este doar 104 lei. Exact genul de geantă care îmi place mie. Ia, puneți-o așa pe umăr, să vă fac o poză. Să stau așa? Da, da, da. Și acum ia să vă fac și cu asta. Vedem cum vă prinde mai bine. Eu sincer zic aia pe mov, dar da, haideți să vă arăt, uitați, așa e pe galben. Mă, să știi că ai dreptate. Am dreptate? Da, da. Am dreptate? Perfect. Perfect. Deci gata, v-am convins. Bine, auzi, bine că m-am întâlnit cu tine, că nu mai puteam. Păi nu pot să știu ce geantă am. Mergem acasă să o luați? Mergem. Haideți să mergem. Bravo. Uite, asta o pun eu la roc. E de tine, nu mai pot. Mulțumesc mult. Facebook ți-a luat apărarea, că erau niște hateri de ăștia. Mulțumesc. Uite, dracu, nu mai puteau. Ia, pardon, poftim. E super, mulțumesc. Vezi că sunt și astea, nu? E roz, asta. Roz, deci astea două le vrei? Da, o să le cumpăr, dar dacă îmi cânti și mie ceva. Ce vrei să-ți cânt? Orice. Orice mai de dragoste? O să-ți cânt așa, fix în genunchi. Eu golantul, fată bună, știi și tu ne-am potrivit. Eu frumos și tu frumoasă, îți dai seama și știi, și ce copii. Unde vrei acolo mergem, te duc și în Abu Dhabi. Dar mai întâi vii și tu cu mine să-ți plătești asta. E bine. Așa, prata numerar o faceți, da? Numerar. Stați așa că mă sună femeia, trec pe modul silențios. Stați un pic, așa. Postează pe Insta, vrea să mă facă geros. E magazinul meu, da, astăzi, da. Să vă bucurați de geantă, să o purtați cu plăcere. Porumbu la băiatul, porumbu. Bună, ați dorit două pliante la CCC? Dacă vă face plăcere, nu... După aia. Bună, stai așa. Poftiți două pliante din partea mea pentru că sunteți două fete foarte drăguțe. Într-un Porsche taie cald. 10.000 în ghiozdan. Ți-am mai zis să stai cald. Hai ca păcheam. Bună, poftim un pliant. Poftiți câte vreți. Facem. Hai, facem toți. Și unde apar aici? De unde apar? Cine ai făcut aici schimbul? Plăcere, pa. Și de asta există supărări și hate pe mine. Fetelor. Toate fetele brunete să meargă pe trotinete. Vreți pliante? Vezi că mă paravesc pe eu. Ce le face? Shelly. Ține-te. Shelly. Fiți atent, facem o poză, dar și o rugăminte la voi. Trebuie să îl înving pe Shelly. Așa. În bătălia asta de vânzări. Și vă rog, niște șireturi dacă puteți să luați. Sau ce vreți voi? Ce articol vreți? Să nu fie. Păi ți arăt eu acolo, în față. Și facem acolo și poză. E ok că s-au vândut record de șireturi astăzi? Clar. World record, clar. Deci, eu vreau să te întreb, că tot ne-am întâlnit, de ce te-ai lăsat de 5 Gang și de ce nu... Ai tu 5 Gang și de ce nu mai faci altă trupă? Păi nu mai îmi vine mie să cânt, că nu mai știu ce să cânt. Ei, tot despre bani, tot același chestie. Păi dar nu mai îmi vine să cânt tot despre bani, nu e totul despre bani. Nu mai îmi vine să cânt. Suntem cu munca, cu astea. Păi și tu, dacă ai fi să fac o nouă trupă, cu cine ai face trupă nouă? N-am ce să vă zic, o să vă pun cel mai bun gând. Vreți să plătiți cash sau card? Cash? Ok. Gata. Cum ar veni, blondele brunetele ar fi în stare de orice. Nu? Da. Veniți la bișpriz? Ne gândeam. Și ce vă reține? Sunteți primul an de facultate. Primul an de facultate? Da. Păi și eu care-s clasa 12, eu când la bișpriz? Și eu am și bacul. Tu, dacă ar fi Inisebi... Inisebi, pe Gami l-ai păstra? Da. Gami, deja suntem 3. Pe Pain, dacă ar mai cânta. Pain, deci deja suntem 4. Pain lângă Inisebi, tu ziceam că Pain lângă Inisebi sunt așa, nu? Așa și ca o fată pe cine să o împedia? Tot pe Dia. Da. Am înțeles. Și zici tu că ar mai merge să mai cântăm, să ne apucăm din nou de muzică? Da. Nu crezi că sunt cam mare, cam bătrân pentru asta? Dacă tu ești bătrân, înseamnă că... Bine. Deci, dacă sunteți de acord cu ea, lăsați un comentariu. Da, Bogdan. Ce? Păi ți-am zis, mă, că nu vin în seara asta la studio. Ce-ai nebunit?
Bă, nu mai filmă Panorama, mă, că dacă ți-am zis că nu poți să ajungă în seara asta la studio, nu mai fi Panorama, nu mă mai suna. Stai la Ploiești și ne vedem noi când o fi, nu acum. Că piesa aia trebuie să o facem o dată și o dată, da? Na. Dar hai că am acum treabă la CCC, lasă-mă, vorbim noi când o fi. Hai, te pupa. Mă supără Bogdan ăsta de la Ploiești. Ce are? E, ne mai certăm noi, ne mai ciondănim, dar nu e, ne rezolvăm noi. Ați nimerit în cel mai bun magazin pentru cărțăminte. Văd că vă îmbrăcați foarte bine, sunteți foarte corect îmbrăcați. Motiv pentru care sunt convins că veți găsi niște perechi aici care să vă spargă fața. Fiți atenți. Fără bureală, mă. Ce vă căutați exact? Bă, stai mă, lasă-mă, mă, nu mai înfura clienții. Ce vă căutați, băieți? Pentru iubite, ceva. Aveți iubite acasă? N-aveți? După ce o să-ți iei încălțarea asta de la Sprandi, să vezi că o să ai 10 iubite. Gândește-te câtor persoane le aduce fericire. În primul rând și ție, și mie, logic, că e fratelui tău mai mic, ar trebui să fie și pentru tine o bucurie. Mie și lui. Da. Trei oameni de sunt fericiți. Gândește-te pe vlog câți oameni o să fie fericiți pentru că tu ai cumpărat fratelui tău mai mic o pereche de Adidas. Tu nu știi ce mi-ai creat acum în suflet. Te văd supărat acum așa. Mă faci să cred că dacă mâine n-aș mai cânta, n-aș putea să fac altceva. Băi, zici că sunt una din fetele din piesele tale. Bă, poate chiar mai grav. Ia uite aia de la Champion cum sunt. Ia uite-i pe ăștia. Ăștia, îți aduc un 42 la ei? Da. 100% o să-ți vină. O să te las pe tine. Tu știi ce vrei să faci. Dacă vrei să mă lași cu o stare proastă azi. Și eram avut o zi foarte proastă. Foarte proastă. Gen, am aflat că m-am înșelat gagică mea. Nu fac nicio caterincă, că altfel aș fi râs. Scuze, iar. Nu-i problemă. Îmi pare foarte rău, să știi. Nu-i problemă, că râdeam și eu dacă era de râs, dar până la urmă pierderea ei. Da, bravo, exact, așa e cel mai bine. Da, și ar fi câștigul tău. Pare că nu prea ai activitatea, Sebi. Eu zic că... Pare... You don't want bag? Are you sure? It's free! Așa a zis și la tabăra, că joc și n-am jucat așa și cu punga, că e gratis. Și după îți vedeți că costă. Știi cum e, prima țeapă nu se uită niciodată. Dar oricum, băi, pentru cei care n-au văzut tabăra, să știți că Sebi are un rol foarte mișto în film. Vă încurajez să vă uitați. Thank you, bye bye. Se vede la un moment dat după copac, Sebi. Poftiți și resturi și felicitări. Ați ales o pereche tank. Sunt ca un tank. Tank. Nu mă dobori. Băiatul e brindat. Cu plăcere, să rămână. Ce faceți, mă, copilă? Vă pup! Ai fost gălăgie! Gălăgie! Fraților, ăsta a fost și episodul nostru la muncă. Îi mulțumesc lui Sebi, invitatul meu special. Îi mulțumim celor de la CCC pentru că ne-au permis să filmăm aici. Și le mulțumim tuturor fanilor din spate care au venit și e doar un număr mic încă, pentru că încă nu a început meet and greet-uri. Gatolul ăla, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un pumn la cer cu buton de reacție, dați un share pe story pentru că mă ajută tare, tare mult. Dacă găsiți materiale de TikTok și vă plac chestii din video ăsta, puneți-le pe TikTok, decupați-le. Și ca întotdeauna, Academia de Vlogging doar pe Sherry Puro. Eu m-am dus, pa!